Bună, Berbec, și bine ai venit la citirea ta pentru anul 2022. Această citire este una astrologică prin care voi extrage 12 cărți de tarot și voi analiza fiecare domeniu din viața ta. Adică vedem și cum vei sta din punct de vedere financiar, vedem și prietenii, familia, starea de sănătate, iubirea, căsătoria, vedem și transformările profunde, eu știu, eventuale călătorii, drumuri, dacă se fac. Vedem și zona dușmanilor, zona prietenilor, vedem absolut tot ce se poate, dar în prima instanță voi voi începe cu un card de oracol. Vă reamintesc și vouă de tarotul zilnic pe zodii vă aștept cu mare drag acolo. Și de asemenea, vă invit să vă abonați, să lăsați un like un comentariu mă ar ajuta foarte mult și puteți să vă alăturați și grupului acestui canal. Dacă vreți să-mi susțineți activitatea și să fiți la curent cu niște lucruri mai aparte față de ceea ce apare pe YouTube oficial. Hai să vedem, dragi berbeci, Arhanghelul călăuzitor pentru voi, numerele importante pentru voi în acest an. Și începem așa. Aveți ingeniozitatea divină. Dragii mei berbeci, se pare că este un an în care se produc transformări profunde, să știți, și este un an în care cred că veți reuși să luați niște decizii absolut geniale. A venit și pisica. De asemenea, numărul 1, numărul 3, numărul 4, numărul 13 sunt numere foarte importante pentru voi, dragii mei verbeci, în anul 2022. Să știți că este un an cu o încărcătură absolut fantastică, dacă să zic așa. Uh, și de asemenea, dragii mei berbeci, aici uh, văd că această culoare roșu, portocaliu, deci culorile roșu, portocaliu sunt foarte importante pentru voi de asemenea pentru anul 2022. Uh, până la urmă roșu este culoarea focului, da? Deci probabil e un an în care e al vostru, e un an special, un an cu transformări profunde poate o dată de 13, de 1, de 3, de 4, da, date foarte importante pentru voi. Arhanghelul care vă ghidează, care vă guvernează și care vă poate lumina mintea și vă poate oferi o ingeniozitate aparte este Arhanghelul Uriel. Și acesta vă spune așa, vă oferă chiar un dar pentru 2022. Îți dăruiesc înțelepciune, practică, inventivitate și capacitatea de a găsi soluții geniale pentru rezolvarea optimă chiar și a celor mai dificile situații. Foarte frumos, dragii mei verbeci. Deci, dacă aveți nevoie de o ghidare în acest sens, Arhanghelul Uriel este cel mai potrivit, da, din acest punct de vedere. Priviți cu atenție și vă oferă un dar al înțelepciunii, un dar uh, total special pentru voi. Bun, dragii mei verbeți, și acum vreau să extrag 12 cărți de tarot pentru cele 12 domenii de viață, da? case astrologice, să vedem ce se întâmplă pentru voi, care sunt energiile. pentru Berbec 2022. Să știți că e un an cu o încărcătură emoțională absolut fantastică. Pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei berbeci. Vă extrage 12 cărți de unde voi simți. Da, cum sunt ghidată, așa fac. o carte. Și e foarte interesant că este o carte care înseamnă protecție divină, o carte care înseamnă că este un an binecuvântat pentru voi, dragii mei berbeci, deci este ceva cu totul și cu totul aparte, da voi lăsa această carte aici. Hai să vedem exact ce se întâmplă pe fiecare domeniu din viața voastră. Vă rog să ascultați până la capăt citirea ca și energie generală. Aici aveți împărăteasa dragilor. Și să știți că, iarăși, se amplifică ideea că este un an cu abundență pentru voi, este un an frumos, un an în care energia de feminină ar putea să conteze mult. Pentru cei, pentru Doamnele și Domnișoarele care își doresc un copil, deci nu pentru toți verbecii, doar în aceste cazuri, că -i explic pentru fiecare în parte. Deci, în aceste cazuri, pentru Doamnele și Domnișoarele care își doresc un copil, aveți șanse în acest an poate chiar divinitatea, da? dacă vă rugați mai mult, dacă cereți ajutorul, poate și căutați și o soluție spirituală pe lângă cea medicală, da? ați putea să faceți acest lucru. Acum, la modul general vorbind, să știți că e un an în care proiectele vor avea un sprijin divin aparte, indiferent ce vreți să faceți. Și de asemenea, rolul de mamă, da? energia aceasta maternă pe care fiecare femeie o are, indiferent care sau nu copii, da? indiferent că a născut sau nu copii, tot avem ca femei energia aceea maternă să îngrijim, să protejăm, să protejăm, da, asta e de bărbați, să fim blânde, să fim iubitoare. De asemenea, o femeie, da, poate e mama, da, energia feminină, iarăși o văd foarte importantă pe 2022 pentru voi, dragii mei berbeci, poate chiar o femeie care este cam ca o mamă pentru voi, o femeie protectoare, da, aș putea să spun, poate e cineva care are sau poate voi aveți un proiect ceva legat de o distanță mai mare sau e un proiect mai înalt Poate să fie vorba de o femeie cu un copil sau chiar o femeie înstărcinată din viața voastră Care o să reprezinte așa ca un punct central Repet, pentru alții poate să fie vorba pur și simplu de un proiect În special pentru domn, poate auziți de o persoană foarte apropiată vouă Poate puneți voi la cale un proiect împreună cu o persoană dar văd aici energia de distanțe mari, de o așteptare mai mare, da? de aceea poate însemna și un copil. De ce nu? Bun, dragii mei verveci da? împărăteasa să știți că este o arcană majoră extrem de frumoasă, care vă spune despre faptul că urmează un an 2022 cu multă abundență, cu multă stabilitate, urmează un an în care lucrurile sunt văzute. Uh, Într-un mod diferit față de voi, dar e interesant că aveți și un sprijin fantastic din punct de vedere spiritual, ca să zic așa. Da, am rămas cu decorul acesta, că am zis să vă transmit multă abundență, multă bogăție și cu siguranță voi reuși. Bun, hai să vedem, dragii mei berbeci. Pentru fiecare lună, pentru fiecare domeniu în parte, da, al vieții voastre ce urmează, parcursul anului 2022. 6 Începem cu prima casă astrologică care se ocupă dragilor cu personalitatea voastră, cu modul vostru de a gândi. Da? Și aici aveți nouă de cupe, foarte frumoase. Știți că e un an foarte bun pentru voi, un an în care văd că o să aveți parte de o împlinire, o să vă simțiți foarte mulțumiți. Vă văd că în mare parte, deci în mare parte din 2022, veți fi foarte împliniți cu ceea ce aveți, poate chiar ați agonisit ceva, poate e vorba și de zona materială, nu știu, pe mine mânca mănâncă palma stângă când țin cartea în mână, da? Mm, nu știu despre ce e vorba, deci poate fi ceva extrem de important pentru voi, ceva care are o însemnătate profundă pentru voi din punct de vedere emoțional. Cineva are o reușită, voi vă simțiți destul de împliniți, probabil se întâmplă lucruri frumoase aici, probabil e un an în care veți ține foarte mult pe tot ce ține de emoțiile voastre, tot ce ține de zona aceasta spirituală. Mai departe, casa a doua, da? casa a doua unde aveți un șase de băte, casa a doua se ocupă cu zona finanțelor, zona abundenței, dar discutăm despre principala voastră sursă de venit. Și aici, dragii mei berbeci, văd o victorie. Acum nu știu ce vreți voi să faceți, dar e cu bine, e cu victorie dacă aveți un proiect, da? lucrurile văd că vor funcționa bine pe parcursul anului 2022, dar repet, poate chiar e nevoie și de o ghidare, de un ajutor uh, mai altfel, ca să spun așa, din partea celorlalți. merge mai departe pe casa a treia, dragilor, casa a treia care se ocupă cu călătorii scurte, persoane foarte apropiate, vă modul vostru de a comunica și aici aveți valetul de monede. Foarte interesant, uh, posibil să Uh, învățați poate un anumit mod de comunicare, da? poate chiar să faceți drumuri scurte în interes de studiu Sau în interesul unei persoane care studiază, poate o persoană mai tânără uh, De asemenea, dragilor, să știți că urmează un an în care posibil ca unii bărbeci să învețe lucruri noi Dar lucruri care au legătură cu zona aceasta materială, fizică și lucruri pe care ori le învățați împreună, ori de la persoane da, foarte, foarte apropiate vouă, adică frați, vecini, nu știu, surori, persoane din familie, dar oricum sunt persoane care sunt așa prin jurul casei voastre. E un moment așa în care parcă Apare ca un vânt nou de primăvară, dar poate prin primăvară, cine știe să se întâmple aceste lucruri, să fie ceva foarte intens, foarte interesant aici la voi. Să știți că e o perioadă în care lucrurile. Noi da, lucrurile pe care le învățați, v-ar putea ajuta foarte mult dragii mei, verbeci foarte mult. Să știți că toată viața învățăm, indiferent de vârstă și niciodată nu e prea târziu să mai citim o carte, să mai mergem la un curs să învățăm noi ceva sau să învățăm de la ceilalți, da, dar oricum văd că e ceva practic, nu știu. Are legătură cu ceva material de aici stabil, ceva fizic, nu știu, mâncare, casă, deci și lucruri din acestea care sunt aici stabile. Pentru alții posibil chiar să aveți o persoană în jur, mai tânără care ar putea să aibă de a mă rog, care ar putea să aibă nevoie de ajutorul vostru dintr-un anumit punct de vedere. Mergem mai departe pe casa a patra care reprezintă casa familiei, care reprezintă mediul în care voi stați cel mai mult, reprezintă trecutul vostru, reprezintă karma, reprezintă de asemenea eu știu, locul în care voi puneți capul pe pernă. Da? Și aici aveți trei de monede, dragii mei, vorbeci foarte frumos. Să știți că e un an destul de benefic Um, un an în care poate începeți să construiți ceva, să reparați ceva, să renovați ceva, poate în casă Poate um, unii e posibil să începeți să construiți o casă da? sau ceva important pentru voi E ca și cum vă uniți împreună cu membrii familiei Poate chiar, așa cum am spus, trebuie să învățați pe cineva ceva Sau chiar voi da? să învățați niște lucruri de la niște persoane foarte apropiate vouă Vă văd familia foarte unită în acest an sau cel puțin persoanele pe care voi le considerați ca făcând parte din familie, că nu e neapărat vorba de persoane de sânge aici, da? Foarte apropiate și în sensul că văd tot felul de mici, mari proiecte, că e vorba de casă, de ceva micuț, de a renova, de a repara. Parcă sunt trei persoane care se unesc și care repară ceva, care fac anumite demersuri în acest sens e un moment special să știți, chiar să știți că e un an foarte bun. Treiul pe zona așa, a familiei voastre, ca să spun, reprezintă un moment de stabilitate. Deci lucrurile încep să devină mult mai stabile dintr-un anumit punct de vedere. Și da, tot ceea ce ține de zona aceasta a familiei s-ar putea face în grup la voi, împreună cu un grup de oameni sau împreună cu persoane dragi vouă. Bun, mergem mai departe pe renumita casa a cincea, care este casa iubirii, casa relațiilor pasionale, casa relațiilor sexuale, casa creativității, casa copiilor. Hai să vedem ce vă așteaptă pe voi aici și de asemenea modul în care voi vă petreceți timpul, modul în care voi vă distrați, vă relaxați. Ia să vedem ce aveți. Marea preoteasă, wow! Da, dragii mei bărbeci, este a doua arcană majoră de la voi din citire și tocmai că este pe casa a cincea. Acum să știți că aici lucrurile e posibil să devină din ce în ce mai intense, de undeva de prin iulie încolo, dar da, cam așa ar trebui să fie normal din punct de vedere și astrologic. Aici văd că e un moment, da, anul 2022, în care parcă faceți lucrurile la un nivel foarte, foarte înalt. Văd tot felul de lucruri noi pe care ori le experimentați, ori deveniți mai înțelepți. Știți că Marea Preautea să mai înseamnă și multă sexualitate Aici erodia. Rodia, este simbolul Asta este, nu știu ce faceți fiecare Dar de asemenea ar putea să mai însemne că e un an în care ați putea să aveți o energie vitală aparte De asemenea posibil să aflați tot felul de secrete legate de copii Legate chiar de voi, de creativitatea voastră Că nici măcar nu v-ați gândit că ați putea să creați așa ceva Să iasă din voi asemenea cuvinte tot marea preoteasă aici vorbește că e un moment în care e posibil să țineți mai ascuns tot ce înseamnă plăcerile voastre, tot ce înseamnă o relație de iubire. Și pentru cei singuri, acum că poate vă interesează, ați avea ocazia să cunoașteți pe cineva, dar o să fie o relație din această mai mult platonică, mai mult bazată pe niște lucruri, ori pe o cunoaștere înaltă, ori ar putea să fie bazată pe foarte mult eros în egală măsură, dar e genul acela tantric, da? nu este ceva... Ca să zic așa, focos. Tot Marea Preoteasă aici vă spune că pentru domni, în mod special, ați avea ocazia să cunoașteți o femeie, dar e o femeie extrem de intuitivă, e o femeie care este mai misterioasă, poate mai ascunsă, are o cunoaștere femeia asta extraordinar de mare, că poate să vadă prin tine. Da? O poate vedea destul de intens. Pentru Doamne, iarăși, și Domnișoare, să știți că e un an în care creativitatea voastră ar putea să vină chiar din zona aceasta spirituală, așa cum spuneam, deci a ieșit și preotul aici. S-a agățat de mine. E un moment special, aș spune eu, și da, e un moment în care. E nevoie, dragii mei berbeci, să vă ascultați foarte mult intuiția, foarte mult. Mai departe, casa șasea care se ocupă cu zona locului de muncă sau și sau cu zona sănătății. Da. Și aici aveți șapte de băte, foarte frumos. Să începem cu zona locului de muncă. E o provocare aici care apare la orizont în care voi va trebui să luați atitudine, să inspirați pe ceilalți, să puneți piciorul în prag. Dragii mei berbeci, poate e un an în care trebuie să vă asumați poziția de conducere, da? trebuie să conduceți ceva, trebuie să trageți acolo frâiele și pe stânga și pe dreapta. E un moment mai aparte pentru voi acest an 2022, nu zic nu. Pentru cei care își caută un loc de muncă, ați putea să găsiți, dar trebuie să luați voi atitudine, cumva să vă ridicați deasupra tuturor. Poate să treceți printr-o luptă, poate ați trecut până acum da, printr-o luptă. Totuși, e interesant că o să vă ajute mult, nu știu dacă nici vă căutați un loc de muncă, nu știu ori e bine plătit ori dorința voastră fantastică de a vă îmbunătăți veniturile o să vă facă să vă simțiți absolut invincibil, să luați o atitudine fermă, să puneți piciorul în prag și chiar să vă expuneți pozițiile și poate chiar să și vă dați seama de valoarea pe care o aveți pentru zona sănătății acum. Uh, poate fi un moment în care vă am da, văd că e un an bun din acest punct de vedere și o să spuneți ceva de genul, Doamne, da, mă face pe mine o durere de cap, eu acum dau exemple, da, dar cum, da? nu se poate așa ceva. Uh, pentru cei care nu au nicio problemă de sănătate, da, deci pentru cei care aveți probleme de sănătate, lucrurile se pot rezolva în acest an, dar contează foarte mult să luați voi o atitudine fermă, să. Înfruntați, da, să fiți cumva deasupra, să vedeți că de fapt nu bala vă conduce pe voi, ci voi conduceți bala, da? Dacă înțelegeți acest lucru și iarăși și apropiată de marea prăbutease, deci contează mult credința anul acesta la voi, dacă aveți credință, lucrurile sunt extraordinar de frumoase. Uh. Acum, pentru cei care nu aveți o problemă de sănătate, poate fi un an în care e posibil să apară anumite elemente care să vă provoace așa și să spuneți că domnule da ce mă face prin o durere de cap. Dar ce facem aici? Da, nu se poate da, Ia stai puțin că eu conduc și eu sunt deci un an cu provocări pentru voi, dar nu văd acum să se întâmplă lucrurile și din comun da, poate da, posibil să mai aveți momente în care să spun așa să fiți obosiți sau sau. Nu știu să vă doară capul, dar lucruri care, nu știu, se întâmplă pentru fiecare dintre noi nu sunt acum probleme niște din comun. Um, și care e posibil da să vă ambiționeze și poate chiar să luați voi controlul, da să fiți voi șefii din acest punct de vedere. Mergem mai departe pe casa a șaptea, casa a care se ocupă cu asocieri, parteneriate, contracte. Dușmani care sunt pe față și nu în ultimul rând căsătorie, da. Și aici aveți eremitul, foarte interesant. E cartea fecioarei, da, nu știu care-i treaba. Este a treia arcană majoră de la voi din, din citire, dragii mei berbeci, și toate vorbesc de același lucru, abundență, cu înțelepciune, cu o cunoaștere înaltă. Deci, până acum aveți o citire extraordinar de benefic. Acum, casa a șaptea. Spuneam că se ocupă cu asocieri, parteneriate. Acestea pot fi mult mai serioase în acest an și, da, ați putea să. Cădeți la înțelegere cu o persoană, poate mai în vârstă, e o persoană mai înțeleaptă, o persoană care cunoaște lucrurile altfel și e o persoană ușor mai singuratică, dar nu prea vrea să comunice, că e o persoană care știe lucrurile altfel, indiferent de vârstă. Deci, poate fi o persoană mai în vârstă sau o persoană care are aceste caracteristici da? și are o înțelepciune aparte. De asemenea, dragii mei, berbeci, dacă sunteți într-o relație deja de căsătorie, să știți că lucrurile devin mai serioase, mai stabile, mai asumate în acest an. Deci zona aceasta a relațiilor voastre, să știți că este foarte puternic impactată. Pentru cei care vă doriți da, pe cineva, cei care vreți să vă căsătoriți, visați la acest lucru și femei și bărbați, Ați putea ori printr-o persoană mai învârstă, ori printr-un pusnic prin cineva, da, ori să cunoașteți pe cineva, ori să vă ajute, poate chiar să vină în viața voastră o persoană mai calculată, o persoană serioasă, nu e o persoană din aceasta foarte. Uh, energică, da, sau o persoană din aceasta cu niște caracteristici uh, de nu știu de a, de a i plăcea să-și trăiască viața de nicio culoare aici văd ceva foarte stabil, văd ceva de destin și e ceva care ar putea să vă ofere vă o susținere. Da? Deci pentru cei singuri ați putea să cunoașteți o astfel de persoană mai înțeleaptă, poate e o persoană ușor, eu știu, diferită față de ceilalți, e o persoană mai ascetică, da? deci nu prea comunică chiar atât de mult. E o persoană foarte înțeleaptă, iarăși, pentru cei mai mulți care Mai departe, dragilor, casa 8 casa 8 care se ocupă cu moarte, renaștere, transformare, sexualitate, se ocupă cu lucruri extrem de profunde din viața voastră, este o casă cu totul și cu totul aparte și este o casă care de multe ori dă vibe persoanei respective, dă vibe anului respectiv, da? Și aici aveți cinci de cupe. Dragii mei berbeci, da, o să fie o transformare în viața voastră aici. Văd că niște cupe se vor dărma, niște lucruri mai puțin plăcute, ca să spun așa, dar văd că totuși aveți în spate niște resurse extraordinar de frumoase. E adevărat, deci până acum e totul bine și frumos, dar transformarea o să vină într-un moment în care o să vi se dărâme niște lucruri da? și vedem imediat ce se dărâmă și e interesant aici că aveți totuși niște resurse în spate. Pentru unii poate să fie vorba de o moștenire, da? poate, eu știu, aflați că primiți o moștenire și, de fapt, să fie niște problemuțe la mijloc sau, eu știu, ia să vedem, dragi berbeci. Hai să vedem ce cupe s-au dărmat aici și despre ce este vorba, dragii mei berbeci. Da, are legătură cu o întâlnire, cu o vizită, da? Posibil într-un astfel de moment să se întâmple anumite evenimente, da? Într-o vizită sau într-o întâlnire. Nu știu, poate aflați că cineva vă fură sau cineva va fura ceva. Ia să vedem ce aveți aici. Sau poate cineva o să, nu știu, o să vă vedeți cu o persoană dragă vă mai rar. Pe aici, da, lucrurile se vor schimba. În fiecare an apar schimbări. Ideea este că aveți în spate dreptate, aveți în spatele vostru justiția, deci dacă e vorba ceva legat de acte, de hârtii, de documente, de judecată în acest stand dragi berbeci, resursele pe care le aveți voi în spate, aceste cupe care nu sunt încă dărmate de aici reprezintă dreptatea divină, reprezintă zona de justiție care o să fie cu voi, da? care o să fie cu voi. Deci, fără teamă, indiferent ce o să fie. Mergem mai departe pe Casa Noua, Casa Noua care se ocupă cu relația voastră cu spiritualitatea, relația voastră cu Divinitatea, călătorile îndepărtate, zona străinătății, filozofia voastră de viață. Și aici aveți puterea, foarte frumos, a patra arcană majoră. Și, dragii mei, berbeci, văd că urmează un an, 2022, în care o să aveți foarte mare încredere în, for în forțele proprii. Și, da, este un an în care poate veți avea o relație specială cu Divinitatea când vine vorba de a dori să învingeți ceva. Posibil să aveți momente în care să spuneți, Doamne, te rog, ajută-mă că, nu știu, am, am nevoie de putere. Și, da, o să aveți. Să știți că e un an în care, iarăși, pentru cei mai mulți berbeci. O să reușiți, dragilor, să clarificați ceva, da, o să reușiți să vă învingeți niște frici, niște instincte, da, instincte din acestea mai negative, deci o să reușiți să vă învingeți niște lucruri mai puțin plăcute pentru voi. Posibil și din acest motiv aceste cupe să se fi dărmat aici, că e ca o provocare pentru voi pe care văd că reușiți să o treceți cu brio. Pe zona aceasta a erosului, da? Acum să știți că e un an intens, da? E un an intens, dar repet, e ceva aparte, nu este ceva așa. Nu știu, parcă sunt niște experiențe noi pe care le veți trăi, niște senzații noi, repet, nu vă ceva carnal, o să fie ceva mai mult care o să vă schimbe vouă gândirea. Um... Iar să știți că e un, e un moment aici în care unii berbeci posibil să aibă provocări din zona străinătății sau ceva legat de zona internetului să vă aducă foarte multă putere în voi și de asemenea, cred că e un an în care mulți berbeci își vor conștientiza adevărata forță interioară. E un moment în care divinitatea vrea să vă cunoașteți cu adevărat forța interioară. Mergem mai departe pe casa 10, casa 10 care se ocupă cu zona carierei, cu vizibilitatea voastră publică și dragilor aici aveți soarele foarte frumos și văd o reușită foarte mare pe care o veți avea pentru casa voastră, pentru inima voastră, e o reușită în fața celorlalți, e ca și cum o să străluciți ca un soare, poate chiar în apropierea zilei voastre de naștere, cine știe. E un moment aici chiar extrem de frumos, aș spune eu, și da, e un moment în care cei mai mulți berbeci vor reuși în anul 2022 să aibă un succes mult mai mare, o vizibilitate publică mult mai mare. E ca și cum mintea voastră o să funcționeze um, în funcție de imaginea pe care vreți să o arătați celorlalți. Văd un succes extraordinar de mare aici cu soarele, dragilor. E o etalare extrem de frumoasă. Ia să vedem despre ce e vorba cu acest soare de aici. Poate o vizibilitate publică mai mare, un succes mare pe zona aceasta a carierei. Pentru unii poate fi vorba de un copil de-al vostru care are un succes mare și vă bucurați și voi în egală măsură, dar nu pentru toți berbecii, doar pentru cei care aveți copii și cei care știți că te poate copii, poți mai știu eu ce. Da, și e ceva ce are legătură cu zona medicală, da, e ceva ce are legătură cu o surpriză mare pe care o să o aveți. Da, poate chiar cu o persoană foarte dragă, vouă, un prieten sau e vorba de niște bani aici, în egală măsură. V-am zis cu banii o să stați bine în 2022. Poate e un prieten care stă bine financiar și care o să vă ajute mult se poate are legătură cu o persoană care a fost mai liniștită, mai așa. Și acum în sfârșit vine și cadoul, vine și ceva plăcut pentru voi. Acum ori e un domeniu de activitate foarte drag vouă, ori are legătură cu o persoană extrem de apropiată vouă. Pentru care să zic că dacă acea persoană are parte de un succes, e ca și cum ar fi succesul vostru. Și poate avea legătură cu o perioadă în care Uh, nu știu, poate a fost mai bolnăvicioasă această zonă sau poate avea legătură chiar cu faptul că vă prezentați în fața celorlalți cu o energie vitală absolut aparte, dragii mei berbeci, uh, în ciuda faptului că unii, dar nu -i pentru toți berbeci ce spun acum, în ciuda faptului că unii dintre voi posibil să, nu știu, să aveți deja anumite problemuțe de sănătate, nu spun acum că sunt imposibil de trecut, da? Bun, dacă sunteți bărbat, e vorba de voi. Da? și asta e foarte interesant. Bun. Mergem mai departe pe casa 11 care se ocupă cu prieteni și grupuri de oameni și aici aveți patru de bâte. Foarte frumos, dragi berbești, nu știu, unii poate aveți parte de vreo nuntă la anul, nu neapărat voi, poate în familia voastră, că v-am spus că se fac pregătiri. E ca o sărbătoare, ne văd aici, veți avea mulți prieteni alături de voi și poate chiar vor fi tot felul de ieșiri, tot felul de momente în care se vor sărbători lucruri anul viitor sau mă rog, în anul 2022, nu știu când vă uitați voi la filmare. Și e un an destul de intens din acest punct de vedere, e ca și cum ori în zona sărbătorilor, dacă ori să fie slavă cerului suficiente sărbători în 2022, posibil atunci să fie bucurii mai mari, să vă adunați mult mai mult în grupuri, dar repet, pentru unii berbeci e ca și cum o să fie o sărbătoare, o celebrare foarte frumoasă din familie. Poate chiar o să mergeți, da, la mai multe petreceri și posibil acolo să se închege lucrurile, dar eu simt mai mult că sunt lucruri de familie aici, adică nu știu, cu persoane apropiate. Bun, mergem mai departe pe casa a 12, -a, care reprezintă casa secretelor, casa lucrurilor ascunse, casa subconștientului, casa uh, urmărilor uh, unor lucruri pe care le-ați făcut voi în trecut. Și aici aveți cavalerul de spade, bun, o să dăm extensii. Uh, văd că pe neașteptate, dintr-o zonă în care cel mai puțin v-ați gândit, o să fie un eveniment total neașteptat. Uh, e ceva care vine așa pe nepusă masă, foarte rapid. Uh, poate chiar reacțiile voastre vor fi destul de rapide și nu o să vă așteptați. Da? Posibil de asemenea pe așteptată unii bărbești să-și iau o perioadă așa mai de pauză, da? tocmai pentru a încerca să vă gândiți mult mai intens la anumite lucruri din viața voastră. Gândurile voastre vor conta mult și da, e un an în care Așa cum am spus, e cazul să deveniți mai puternici. E un an în care trebuie să vă dovediți puterea în fața celorlalți nu sunt lucruri negative, cam singurul care ar fi aici, dar nu e nici asta negativ e acest 5 de cupe de unde v-am spus o pe casă morții și a renașterii a transformărilor a finalului a moștenirilor. E o casă care este foarte largă, da, cuprinde multe. Aici se vor dărma anumite lucruri, dar aveți dreptatea cu voi, deci nu are ce să fie negativ în rest e o citire extrem de pozitivă, adică 90% chiar e o citire pozitivă. Ia să vedem cu acest cavaler de spate, dragii mei berbeci, despre ce este vorba. Posibil chiar să vă treziți unii peste noapte că veți niște personaje prin jur care au stat ascunse și nu v-ați fi așteptat să reacționeze așa, să fie așa. Wow, Dragii mei berbeci, pentru unii poate să fie vorba de un eveniment așteptat care se petrece pe zona căsătoriei Pe zona unui contract, unei asocieri, unui parteneriat Acum, pe de-o parte e cu supărare, adică e ceva care nu vă convine Parcă ori nu sunteți de acord da, cu această căsătorie, ori nu sunteți de acord, nu știu, poate într-un contract undeva Anume, poate pur și simplu aveați un prieten, o prietenă cu care v-ați înțeles, care, cu care lucrurile au fost ok și acum în sfârșit posibil să aveți tot felul de discuții din acestea deodată care au legătură cu asociere, cu un contract, poate cu o căsătorie. Ia să mai vedem, dragi berbeci. Da, poate avea legătură cu niște vești pe care le primiți de la un bărbat mai ușor, mai blonduț, așa, e un bărbat mai gânditor, un bărbat aranjat, poate e cineva care lucrează cu acte. E un bărbat care o să vă facă o surpriză aici prin niște mesaje, ca să spun așa, e o persoană care tot a stat aici și a gândit lucrurile. Poate e o persoană ușor mai șatenă, o persoană care... Preacționează mai multe gândește deci din partea unui personaj o să aveți parte voi de o surpriză uh, destul de mare, dragii mei, verbeci și da, poate avea legătură cu o distanță mare, uh, poate avea legătură, deci toate aceste surprize de aici cu zona internetului. Sau poate nu știu cu. Un eveniment care e posibil să se întâmple da, într-un moment total neașteptat și care să vă surprindă extraordinar de mult și are legătură cu niște acte și cu niște minciunele, ca să spun așa. Dar, nu știu, acum poate cineva vrea să se căsătorească și nu vrea să vă spună și o să fie ca o surpriză când o să aflați, da? ceva de genul acesta. Hai să mai vedem. Da? Și o să fie ca o mică mare pierdere. Poate are legătura aici, da? cu moșteniri, cu acte, cu documente. Da? E un contract aici care se face, sunt niște lucruri care se învâr, dar totuși, repet, voi aveți... Deci, dragii mei berbeci, na, acum v-am spus și lucrurile mai puțin pozitive, dar sunt extrem de puține și nu văd să avea un impact chiar atât. Da, vor fi pe nepusă masă, vor fi dintr-o zonă la care vă așteptați cel mai puțin, da, cel mai puțin, însă, repet, lucrurile, și da, poate, Poate să aveți legătură cu o casă, cu o moștenire, ceva la care țineți voi mult. Cu o stabilitate. Dar nu văd neapărat că pierdeți, e ca și mă rog, e ca și cum s-ar încerca să se facă anumite lucruri, însă voi aveți dreptate în spatele vostru. Și trebuie să vă uitați la faptul că uh, dreptatea, justiția e de partea voastră. da Și asta e bine, aveți acolo niște resurse extrem de importante, niște acte, ceva care poate să vă ajute mult. Bun, dragii mei berbeci, aceasta a fost citirea voastră pentru anul 2022. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă mulțumesc cu drag pe toți, vă doresc un an binecuvântat, cu multe, multe realizări, un an în care... Cu siguranță veți reuși să ajungeți mult mai sus decât v-ați dorit voi. Aveți una, două, trei, patru, cinci arcane majore, toate foarte benefice. Deci lucrurile vor merge într-o direcție extrem de benefică pentru voi, dragilor. Și da, e un moment aici în care e bine să fiți atenți și e bine să priviți orice s-ar întâmpla în 2022. Pentru voi e bine să priviți imaginea de ansamblu că v-ar putea ajuta într-un mod mai diferit față de cum a fost până acum. Bun, dragilor, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă aștept la tarotul zilnic pe Zodi, vă aștept să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vă alăturați comunității dacă vreți să susțineți acest canal, m-ar ajuta mult. Acolo mereu vin cu surprize uh, plăcute. Da? Și să aveți un an binecuvântat pe inima voastră și fie ca nu știu, credința să vă binecuvânteze și să vi se deschidă pur și simplu mintea și drumurile în acest an.